Bună seara, încă o dată. Suntem în a doua parte a emisiunii. Invitatul meu din această seară este domnul Florin Hosu, președintele Cartel Alfa Mara Mureș. Domnule Hosu, rămăsesem la problema asistenților maternali. Iată, oamenii politici nu vă ajută foarte mult, deși vorba dumneavoastră sunt la putere acum și răspunsurile sunt date doar de cei care sunt în opoziție. Sunt convins că cei de la putere vă spun că nu sunt bani. Dar aș vrea până la urmă, dacă a reușit regia să îl contacteze pe domnul Boitor, să vedem dacă această problemă a alocației pentru hrană a asistenților maternali se poate lămuri și cam care va fi, să spun, urmarea acestei greșeli, că practic s-a făcut o greșeală, cu siguranță n-a fost una voită pentru că nu s-a dorit o astfel de bătaie de cap. Dacă avem pe domnul Boitor, înțeleg regia, bună seara! Da, s-a întrerupt? Bun, am să vă rog să reluați legătura, ca să ne lămurim totuși până la urmă cum se vor da acești bani înapoi de către asistenții maternali și în cât timp. Sigur, aș fi vrut să aflu de la domnul Boitor și cine a greșit și până la urmă cum va plăti, chiar dacă nu ne va spune exact persoana respectivă. Bănuiesc că o astfel de măsură trebuie luată într-o instituție publică, nu se poate să nu urmărești ce se întâmplă. În același timp, domnule Hosu, înțeleg că sindicatul pe care îl reprezentați, dumneavoastră Cartel Alfa, are în Marea Mureș și alte sindicate afiliate și aș vrea să trecem puțin pe tărâmul Spitalului Municipal Sighet, pentru că suntem la Sighetul Marmației și știți că probabil acolo s-a scindat sindicatul, a fost înainte sindicatul Sanitas în Spitalul Sighet, cel condus de altfel de președintele Mircea Ciocan în Marea Mureș și iată acum există două sindicate în Spitalul Sighet. Cum se va reuși în viitor ca în acest spital sindicaliștii să fie lămuriți noi care sindicat ne aduce mai multe beneficii sau când este o grevă, cine face grevă în spital? Doar sindicaliștii de la Alfa, doar sindicaliștii de la Sanitas? Și mai ales, cum se câștigă, la urma urmei, în momentul în care există o scindare între sindicaliștii din Spitalul Sighet? Da, din punctul meu de vedere, relațiile între sindicate, indiferent unde sunt afiliate, la Frăția sau la Cartel Alfa, ar trebui, chiar dacă avem două sau chiar trei într-o unitate pe același sector de activitate, ar trebui să funcționeze cu corectitudine și, bineînțeles, întotdeauna o luptă sindicală se duce, această problemă există pentru orice membru de sindicat. Dacă membrii de sindicat, majoritatea, au decis să se rupă din Sanitas și să aleagă o altă formă de alipire la altă federație, aici vorbim despre Solidaritatea, care este afiliată cartelului Alfa, este decizia lor și le-o respect. Au venit către Cartel Alfa, bineînțeles că o să încerc să îi ajut atât cât pot eu și cât poate Confederația, iar membrii de sindicat singuri, într-un timp relativ scurt sau mai lung, o să-și dea seama dacă pasul este făcut bine, dacă este rău. Obiectivele noastre ca muncă sindicală sunt cam aceleași. Depinde și de liderul de sindicat și aici tot oamenii sunt cei care văd care este un lider ce își dorește ceva pentru membrii, sunt lideri care își doresc pentru ei o promovare, sunt lideri care sunt și lideri de sindicat și politicieni, astfel că am început slăbirea sindicatelor, din punctul meu de vedere, este o cauză a slăbirii mișcării sindicale, ar fi și genul acesta de lideri de sindicat. Eu am promis că atâta timp cât voi fi lider de sindicat, președinte la filiala Cartel Alfa Maramureș, nu și statutul nu-mi permite să fac politică. Din punctul meu de vedere, este și mai ușor să discut și să mă duc pe problemele oamenilor, pentru că nu am niciun prieten, să zicem în ghilimele, politic, dar relaționez și doresc să relaționez foarte bine cu toți oamenii angajați politic. Aici la Sighet, până la urmă, trebuie în primul rând și le dau sfaturi tuturor, lăsate orgoliile și de văzut competența fiecăruia. Dacă 400 sau 500 de oameni au ales să se rupă de la
Sanitas, nu comentăm, este alegerea lor și totul spune, n-am făcut o campanie sau domnul Sorin Bodran. Sunt lucruri interioare de ale lor și nu vreau să le comentez. Eu relaționez bine și cu domnul președinte Mircea Ciocan, are o experiență foarte bună în mișcarea sindicală. Am părerile mele proprii, nu o să le expun pentru că eu spun dânsului în față și întotdeauna ceea ce nu mi-a convenit sau unde am crezut că a greșit, i-am spus-o, la fel și dânsul mie. Dacă intrăm într-o polemică, nu numai faptul că nu vom avea rezultate, dar vor pierde și membrii de sindicat. Ca și câștig, ce câștig mai mult aici sau mai mult acolo, până la urmă este vorba despre un contract colectiv de muncă. Că este încheiat, bineînțeles, după noua lege, legea 62, de un sindicat reprezentativ. În acest moment, în Spitalul Borșa, sindicatul reprezentativ este sindicatul Solidaritatea. Astfel că domnul președinte Sorin Bodran are legitimitatea să negocieze contractul colectiv de muncă. Bineînțeles că poate domnului președinte Ciocan nu-i convine, dar este în continuare munca lui să-și reatragă, să-și adune membrii dacă consideră că poate sau le oferă. Bun, dar vedeți noastră, la un moment dat îl avem, înțeleg, pe domnul Boitor. Bună seara, dacă ne auziți, domnule director. Alo. Bună seara, domnule director Boitor. Aș vrea să ne răspundeți la o întrebare. L-avem în studio pe domnul Florin Hosu, probabil că îl cunoașteți și pe dumneavoastră, pe președintele Cartela Alfa Maramureș. Da. Și v-aș întreba, domnule Boitor, cum se va soluționa problema aceea a sumei plătite în plus pentru asistenții maternal ca și alocație de hrană? Deci noi facem o analiză în sensul ăsta. Sigur că a fost o plată dublă, care toată lumea recunoaște că a fost o plată dublă. Și vom vedea cum împreună să găsim o variantă cum putem rezolva această problemă. Bun, da. Vedeți că e vorba de sume destul de mari, se vorbește chiar de 4.000 de lei și atunci suma aceasta nu se poate da peste noapte, într-o lună sau în 3 luni înapoi de către asistenții maternali, care și așa au salariile destul de mici. Sigur că noi suntem conștienți de lucrul ăsta și nu am pus o sumă fixă lunară că trebuie dat înapoi. Din păcate, suma aceasta trebuie recuperată. Că se va recupera într-o lună, două, trei, într-un an de zile, cumva o să o recuperăm. O să avem o discuție cu fiecare sistem matinal în parte și o să găsim o variantă de a rezolva problema. Da, concret, v-ați întâlnit cu reprezentanții asistenților maternali ca să stabiliți acest lucru? Deci noi ne-am întâlnit cu reprezentanții asistenților maternali. O parte dintre asistenții maternali chiar au venit și au dat acceptul pentru recuperarea sumelor. Deci, cumva o să o rezolvăm. Și-s convins de asta. V-aș întreba totuși dacă ați luat vreo măsură împotriva celor care au făcut această greșeală, care nu e una minoră la urma urmei, în momentul în care plătești din buget dublu decât trebuie, parcă ceva nu e regulă. Vreau să vă spun următorul lucru, că dacă trebuie să căutăm vinovat, o să-i căutăm. Nu cred că-s vinovați numai cei care au dat, cred că-s vinovați cei care au primit. Trebuia să anunțe lucrul ăsta. Dar asta este altă discuție care o să facem noi instituția noastră și o să găsim. Da, cei care au primit aveau de unde să știe că acea sumă este una necuvenită? Atâta timp cât copiii au mâncat la școală și nu au mâncat acasă, înseamnă că au avut prestație după. Domnule Hosov, vă văd puțin nedumerit. Păi, cum să arunci vina? Un asistent maternal nu este contabilul unității pentru toți, trebuie să înțeleagă. Domnule, n-au greșit cu nimic, că i s-au alocat pe card niște bani. Omul de bună credință, trei ani de zile, au primit banii, nimeni nu le-a sesizat nimic. Cum? Să vină asistentul maternal? Păi atunci disponibilizăm tot compartimentul financiar contabil și fac socotelile asistenții maternali. Nu! Cineva acolo a greșit și am susținut-o și la minister și o susțin și în continuare, fac și oficial către minister adresă să plătească cine a greșit. O să plătească asistentul maternal banii înapoi. Este ușor. Va plăti, pentru că n-avem ce face. Așa este legea și mi s-a spus și la minister. Da, trebuie banii recuperați. Dar până apune toată grămada și toată cocoașa pe asistentul maternal că este vinovat, să mă ierte bunul Dumnezeu, dar nu mai înțeleg nimica. Dacă nu este vinovat nimeni din compartimentul financiar contabil, o să ne angajăm un contabil la sindicat și fiecare salariu o să-l verificăm noi, că văd că suntem vinovați pentru banii care se pun în contul fiecărui membru de sindicat. Domnul Hosu, vă rog, domnul director. Nu am spus că nu este nimeni vinovat. Am zis că vom face o analiză și voi vedea.
Sigur. Dar, din păcate, acei bani trebuie recuperați. După aia, restul, vedem cine a fost vinovat de toată acest bani sau nu. Fiți sigur, domnul director, că banii se vor recupera și nu mai are rost să purtăm discuții pe tema asta, corect, pentru că sunt conștient, corect, că trebuie recuperat. Dar a trimite greșeala numai într-o parte este numai foarte grav. Măcar să recunoască, să zică, da, domnule, eu am greșit. Din păcate, vă rog, legea asta e așa, cel care a folosit banii trebuie să-i dea înapoi. Restul care i-a dat ilegal, vom vedea ce facem împreună. În continuare o să fac o anchetă în sensul ăsta și o să vedem. Nu pot să dau răspuns acum și... A, domnule Boito, totuși timp de 3 ani de zile nimeni nu s-a sesizat că acești bani se plătesc în plus? Deci, 3 ani de zile. Domnul meu, sunt, din păcate, unele instituții care fac recuperări de sume de 5 ani în urmă. Deci, sigur că nu e normal ceea ce s-a întâmplat, important este că putem recupera greșeala și face ceea ce e de făcut în continuare. Da, e clar că acea persoană care a făcut această greșeală n-ar mai trebui să lucreze, cel puțin la acel compartiment, dacă timp de 3 ani de zile nu și-a dat seama că greșește. Și nimeni nu l-a verificat persoana. Nu mă pronunț acum asupra acestui răspuns. Bun, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule director, da, Boitor, și m-aș bucura foarte mult dacă la un moment dat ați găsit și puțin timp pentru a ne onora cu prezența într-o emisiune în direct sau înregistrată aici la TV Siget, pentru că sunt foarte multe probleme care se întâmplă în zona municipiului Sighetul Marmației și Maramureșul Istoric care privesc direcția copilului și de acolo e foarte greu să primim deseori răspunsuri, pentru că înțeleg că nu aveți nici măcar un purtător de cuvânt la ora actuală, cel puțin așa spun colegele mele. Ați avut un raport în cadrul ședinței de Consiliul Județean de ieri, care a fost respins de către consilier. Și v-aș întreba, după părerea dumneavoastră, de ce a fost respins acest raport? Nu vreau să fac niciun fel de comentariu asupra acestui verdict. Aștept să mi se pună din partea Consiliului unele întrebări punctuale din acest raport. O să fac un răspuns și după aceea o să vă spun mai multe. Da, vedeți că una dintre probleme a fost cea ridicată de Consiliul Județean Cornelica Ilea, care a criticat aspru raportul dumneavoastră acolo și s-a referit în special la acele deplasări în străinătate ale copiilor, suspiciune de abuz care ar fi existat acolo. Deci, v-am spus, nu vreau să fac niciun fel de comentariu asupra acestui aspect. Bun, ce măsuri veți lua în viitor? Înțeleg că vi s-a cerut să mai prezentați un nou raport. O să fac un nou raport. Bun, și în cazul acesta, cum îl veți face? Că dacă veți prezenta același raport, probabil că răspunsul va fi același. Aveți de gând să-l îmbunătățiți, să aduceți noi precizări privitor la problemele care se ridică? Sigur că voi aduce noi precizări la problemele care se ridică, le voi trata mai în amănunțime să putem lămuri lucrurile. Deci asta am spus, că aștept întrebări din partea Consiliului și o să răspund punctual pe fiecare întrebare ca să putem lămuri lucrurile. Vi se pare că este, să spun așa, un atac mai mult cu tentă politică în toată povestea aceasta? Nu, eu nu comentez lucrul ăsta, nu știu dacă este adevărat, dacă este un atac sau nu, nu pot să spun lucrul ăsta. Poate că trebuie mai multe rămuriri la asupra unor aspecte din acel raport. Bun, vă mulțumesc pe deocamdată pentru intervenție și încerc să smulg de la dumneavoastră o promisiune că veți veni și în direct să discutăm și despre problemele de la casă de tip familial din Sighetul Marmației, pentru că sunt câteva. Și până la urmă, directorul Direcției Protecției Copilului este cel care trebuie să vină să dea niște răspunsuri. Înțeleg că cu domnul Raul Dromerețchi încă mai sunt niște probleme și discuții, dânsul e în evaluare. Când o să mă invitați, o să încerc să vă onorez cu prezența. Bun, o facem chiar săptămâna viitoare, vă aștept cu plăcere în studio. Mulțumesc pentru intervenție și pentru precizări. O zi bună, la revedere! La revedere. Ați văzut care a fost răspunsul domnului director. Sigur, dânsul este destul de ca un fel de arici, aș spune eu, ca să folosesc un cuvânt și o comparație privitor la a da răspunsul presei pe aceste teme. În cadrul Consiliului Județean, a ședinței de Consiliul Județean de ieri, a avut și dânsul o, să spun așa, poziție destul de tăcută. Sunt diverse probleme cu care se confruntă Direcția Copilului. M-aș întoarce, în schimb, la lupta sindicală. Dumneavoastră, cum relaționați cu actuala conducere, cu Direcția pentru Protecția Copilului, din punct de vedere sindical? Acum, exact. Pe linie sindicală nu am ce să spun rău, pentru că cunosc situații a direcțiilor din alte județe și aș putea spune că Maramureșul este un județ care nu prea
are probleme, dar aici discutăm relația sindicate, nu intru în rapoartele care le-a trebuit să le dea domnul director, că nu-i problema noastră. Dacă se caută în orice instituție o să se găsească și o neghiniță, mai mare sau mai mică. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, faptul că financiar și aici, bineînțeles că și Consiliul Județean are meritul lui, nu sunt întârzieri salariale, nu sunt întârzieri pe unele alocații, să zicem, de hrană, mai avem discuții pe alocația de acele alocații pentru utilități și așa mai departe. Am încercat prin întâlnirile care le-am avut periodice cu domnul director Boitor și vreau să vă spun că întotdeauna a dat curs la întâlniri și am încercat și am încercat să găsim soluții de ieșire din impas. Dacă există unele întârzieri, se datorează nu neapărat din cauza conducerii care zic că e defectuoasă în cadrul direcției, sunt aceste lipsuri financiare cauzate, în primul rând, de criză. Eu mă uit cu îngrijorare pe viitor, așa cum v-am spus, după ce această legea descentralizării își va face efectul, să vedem cât de pregătiți suntem noi, ca sindicate, pentru efectul negativ, și aici vorbesc salarial, sau dacă Consiliul Județean o să reușească să aibă fondurile pentru toți care vor intra sub aripa Consiliului Județean. Este foarte interesant ce se va întâmpla. Bineînțeles că această lege a descentralizării practic pregătește România pentru regionalizare. Vedeți, dumneavoastră, se începe încet, încet cu descentralizarea și punctul final va fi acea regionalizare. Astfel că, eu zic că Consiliul Județean trebuie să reziste până când se vor face aceste regiuni și probabil se va echilibra un pic, se vor echilibra bugetele Consiliilor Județene sau a regiunilor câte vor fi ele. V-aș întreba care sunt zonele din Maramureșul istoric unde asistenții persoanelor cu handicap, asistenții maternali au probleme în încasarea indemnizațiilor? Nu, ca și asistenți maternal nu sunt probleme. Sunt probleme, poate vreți să vă referiți la asistenții personali care... Așa. Acolo unde suntem sindicalizați, pentru că la începutul emisiunii făceam un apel tuturor asistenților personal care vă urmăresc emisiunea să mă contacteze și să intre în sindicat, pentru că este mult mai ușor să deținem controlul problemelor dânșilor și, bineînțeles, să comunicăm un feedback deschis cu primarii. Toată lumea acuză primarii și primăriile. Să știți că poate că vina primarilor sau, mă rog, a primăriilor este de 10-15%, restul revenind altor instituții care ar trebui să susțină salariile acestor categorii de salariați. Dar am expus și în minister, sunt foarte mulți asistenți sociali în cadrul primăriilor care poate nici nu știu, să nu se supere pe mine, dar este verificat de către mine și din aia spun, nu cunosc legea 448. Nu poți să fii asistent social să nu cunoști legea 448. În primul rând, asistentul social, bineînțeles că și primarul ar trebui să aibă câteva elemente principale. Și aici îmi fac referire la faptul că niciun primar nu poate să disponibilizeze asistent, să-i desfacă contractul de muncă asistentului personal decât în trei condiții: când persoana bolnavă își pierde gradul de handicap, adică se însănătoșește, Doamne ferește când moare, sau asistentul personal renunță la servici pentru a primi bolnavul o indemnizație. Tot ce se întâmplă în afară de aceste trei cauze este ilegalitate. Asistenții personali, mulți nu știu toate aceste prevederi legale, de acestea este nevoie să se consolideze în sindicat pentru ca noi să-i urmărim și să colaborăm cu primarii. Vișeul de Sus, astăzi am fost în Vișeul de Sus și am făcut o grupare sindicală, din păcate n-am reușit să mă întâlnesc cu domnul primar, fiind plecat din primărie, dar voi avea ocazia, sunt convins, să discut cu dânsul și eu zic că se face și o ordine. Nu vor mai merge toți asistenții personali din Vișeul de Sus să bată la ușa domnului primar, va merge persoana care se ocupă acolo de către acea grupare sindicală și va cere lămuriri și se vor da.
sunt convins că domnul primar n-are niciun interes și niciun primar din Maramureș. Vreau să vă spun, m-am oprit și în Petrova, unde colaborez foarte bine cu domnul primar Petrova. Deci există comunicare. La început, bineînțeles că sunt mai reținuți primarii, dar când observă că, de fapt, venim în sprijinul lor, faptul că ne-am deplasat la București, faptul că am reușit să, zicem, să forțăm Ministerul Finanțelor sau Ministerul Muncii să acorde măcar pe final de an sumele necesare încasării salariilor, este un avantaj și pentru primăriile noastre, mă refer la Maramureș. Astfel că eu consider că trebuie să existe o colaborare civilizată și normală în secolul 21 și să ne ajutăm. Acolo unde nu vom găsi înțelegere, bineînțeles că ne vom îndrepta în instanță și vom cere prin instanță drepturile salariale, nesalariale, vedem care... Da, ați avut situații în care au existat abuzuri, în care s-a încercat desfacerea contractului de muncă a unui asistent peste baza legală sau în urma unor necunoaștere ale legii? Da, am avut acum 2 ani, am avut asemenea situații în care, de exemplu, dau un exemplu, fostul primar din Cernești a încercat să disponibilizeze asistenți personali. Într-adevăr, atunci s-a făcut o modificare legislativă pe legea 448 și îi spunea consiliile locale pot să angajează asistentul personal cu gradul, când au un gradul 1 cu handicap grav, mă scuzați, dacă dispune de fonduri. Vă dați seama că nicio primărie nu dispunea și în situația asta îi se dădeau indemnizație. S-a modificat această lege și acum toți primarii sunt obligați să angajeze. În Maramureș nu se întâmplă. Nu am cunoștință de fapt că s-ar întâmpla disponibilizări de asistenților personal, dar să știți că la nivel național, mai ales în județul Iași, am înțeles că este o practică. Din cauza lipsei fondurilor pentru salarii, care, repet, se împart în două, disponibilizează asistenții personali. Fals și nu este corect. Bun, suntem pe final. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi în emisiune și v-aș ruga foarte mult ca în momentul în care aveți un răspuns din partea conducerii Direcției Copilului privitor la modul în care se vor returna de către asistenții maternali acești bani, să ne spuneți și nouă, pentru că s-ar putea să fie doar așa o înțelegere din asta între părți, care nu e una chiar normală. Ar trebui să existe o transparență și cineva să fie luat la răspundere și să ni se comunice și nouă presei și celor care au fost cu această problemă pe cap de 3 ani de zile, cine a fost cel care a greșit și ce măsuri s-au luat, pentru că 3 ani de zile nu sunt totuși puțin. Eu vă promit că vă insist pe întâlnirea din cadrul Ministerului Muncii, Direcția de Protecție a Copilului. Săptămâna viitoare, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, vom stabili întâlnirea, iar după întâlnirea care o vom avea împreună cu Sindicatul Asistenților Maternali și cu domnul director Boitor la București, voi veni, vă promit că vin să comunic, pentru că presa este cea care poate să transmită în teritoriu mult mai ușor și problemele noastre și membru de sindicat să fie informat corect. Noi ne bucurăm că aveți aplecare spre problemele noastre. Din toate aceste emisiuni și prezențe ar trebui mult să înțeleagă multe cei care sunt puși acolo și bineînțeles că nu voi refuza niciodată o invitație, mai ales pe tema aceasta. Vă promit că vin, dar îi promit și domnului director Boitor și acum mă adresez asistenților maternali că eu nu voi accepta ca să trecem peste această problemă fără ca cineva să fie sancționat într-un fel sau altul din cadrul direcției. Nu mi se pare corect ca toată răspunderea să o aibă asistentul maternal. Nu se poate așa ceva. Asistentul maternal nu a greșit cu nimic. Cel care a alimentat conturile asistenților maternali sunt primii răspunzători. Fiți sigur că de acum asistentul maternal va ști că este o problemă. Dar până ce s-a întâmplat până acum, nu este normal să plătească doar cel care a încasat banii. Noi nu suntem obligați să cunoaștem toate legile. Cum eu, ca și președinte, nu pot să cunosc toate legile pe sănătate, pe asistență socială, pe profesori universitari și tot ce compune cartela alfa. Bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Hosu, și mai așteptăm în studioul nostru cu informații noi. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și, bineînțeles, nu ratați știrile TV Sighet. La revedere! La revedere!